Se pare că munții Bucegi ar fi presărați cu locuri misterioase și zone încărcate energetic, unde oamenii resimt simptome stranii. Se vorbește despre faptul că aici există portaluri prin care oamenii dispar și apoi apar în alte locuri și că acești munți sunt traversați de zeci de tuneluri subterane de zeci de kilometri. Tot în munții Bucegi se mai spune că există locuri în care oamenii se vindecă miraculos datorită apei vii și a gurilor de rai. Unul dintre aceste locuri ar fi pe un drum forestier, care leagă Bușteniul de Gura Diham, acolo unde existența unor pietre ciudate care seamănă cu niște lespezi funerare dă naștere unor fenomene care nu pot fi explicate. Peștera Focului Viu ascunde multe legende. Una dintre ele vorbește despre o familie de uriași pe care Decebal a adăpostit-o în Apuseni cu condiția ca aceasta să-i păzească aurul ascuns în peșteră. Într-o zi, oamenii care au venit să fure comoara l-au momit pe mezinul familiei cu mâncare otrăvită. Băiatul a murit, dar nici prădătorii nu au avut o soartă mai bună. Și au găsit sfârșitul sub bolovanii care au căzut peste ei, în momentul în care au încercat să intre în peșteră. Peștera Focului Viu are două săli, iar în prima sală se află și ghețarul care rezistă pe tot parcursul anului. Există grupuri de formațiuni calcaroase pe care se răsfrâng razele soarelui, provocând astfel reflexii scânteietoare, reflexii care au dat numele peșterei Focul Viu. În munții Piatra Craiului există o grotă misterioasă despre care se spune că ar fi o poartă către altă dimensiune. Până acum niciun om nu a reușit să pășească în grotă. Intrarea este blocată. Însă apa a săpat câteva ferestre înguste, dar ideale pentru cei care vor să tragă cu ochiul dincolo de intrarea în grotă. În interiorul grotei se află o statuie impunătoare așezată cu spatele. O legendă veche spune că l-ar reprezenta pe marele zeu Gebeleizis, care s-ar fi refugiat aici, iar după ce a zidit intrarea în grotă, zeul s-a transformat în stană de piatră, promițând că într-o zi va reveni la viață. Totodată, localnicii spun că uneori, în apropierea grotei, se aud sunete inexplicabile, iar în mod surprinzător, nimeni n-a reușit să fotografieze sau să filmeze grota. Toate încercările au fost sortite eșecului. Da, iată că țara noastră adăpostește foarte multe locuri misterioase. Să credem în aceste lucruri sau să nu credem? Cristina, da, voi, nu întâmplător ați ales Nostradamus, Bianca și grote misterioase, adică bine, da. Până și ea este un mister al țării noastre pe care nu reușim să-l deslușim. Dacă să credem, păi sunt foarte multe fenomene naturale deosebite care se întâmplă. Sunt și focuri Levit din județul Buzău, pe care le poți... Poftim? Țara Luanei. Da, pe care poți să le vizitezi chiar într-o excursie cu, și să vezi și vulcanii noroioși și focurile vii, dar în general nu s-ar putea să nu le vezi tot timpul. Sau trebuie să iei un anumit mijloc de transport până acolo. Adică sunt foarte multe locuri care nu sunt la tot pasul, adică trebuie să faci ceva expediții să le vezi. Dar există. Există și sunt multe dintre ele nu sunt misterioase, sunt pur și simplu niște fenomene naturale pe care noi... Poate le înțelegem mai puțin, le înțeleg speologii, le înțeleg oamenii care se pricep la lucruri de genul acesta. Da, ca să le reamintim și celor de acasă, munții Piatra Craiului, ar exista o grotă misterioasă despre care se spune că ar fi o poartă către o altă dimensiune. Sună oarecum ireal, dacă aș putea spune. Sună așa, dar o chiar există. Deci, dacă ar fi să dăm crezare celor care le-au văzut și care le-au verificat, chiar există genul acesta de porți în mai multe locuri din lume și noi chiar avem câteva astfel de porți. Și la fel revin la munții Bucegi, unde se spune că există locuri în care oamenii se vindecă de sunt boli. Sunt locuri unde și aici, exemplu, avem foarte multe de locuri. Da, gândiți-vă până la urmă și la băile astea balneoclimaterice și la izvoarele pe care le avem. Adică sunt lucruri reale, nu trebuie să le punem sub semnul întrebării. Acum depinde de starea pe care o ai. Adică, de exemplu, și despre șinca veche se spune la fel că te duci și... Trebuie să și crezi în aceste lucruri ca să se întâmple? Nu că trebuie să crezi, dar gândește că de multe ori este aglomerație, sunt turiști, nu poți să stai singur și să meditezi. Să fii într-o stare de pace la ea. Dar, în general, dacă te duci special pentru lucrurile astea și ai o stare de liniște și nu ești... îmbrâncit și nu ești grăbit de cineva adică ca să pleci de acolo. Efectele. Sau la peștele Apollo Vraci, așa, peștele lui Zamoță. Fiecare pleacă de acolo cu o anumită stare. Poți să ajungi acasă și să visezi ceva sau să ai o modificare sau să ai... Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat când m-am urcat sus pe Sfinx la un moment dat și am avut... Chiar asta am căutat, adică m-am dus special pentru lucrul acesta. Dacă te duci în calitate de turist să faci o poză, nu o să simți nimic. Exact. O să treci pe lângă locul ăla, un loc frumos și o să te duci
mai departe acasă. Deci dar oare dacă n-am ști și nu am conștientizat, nu am fi primit informația că acel loc ar fi un loc aparte, sfânt, am plecat oare mai liniști și s-ar produce la fel acea schimbare? De exemplu, poate și tu și toată lumea de aici, eu, de exemplu, ca oricine altcineva, am locurile mele sacre în anumite biserici, anumite icoane, unde eu mă simt altfel. Și da? Unde te încarci pozitiv. Pentru bine, că eu le-am descoperit. Așa sigur. Și aceste porți. Sunt oameni pe care le-au simțit și le-au experimentat și nu oricine, probabil, ducându-se acolo, va simți același lucru. Totul este în funcție de vibrație. Dacă pe mine, eu sunt în corelație mai mult cu un sfânt, tu poate că ești cu un alt sfânt. Bun. Sau într-un loc tu te simți mai bine, într-o casă corect. Tu poți să te simți bine și să te armonizezi cu feng shui acelei case, eu poate nu mă simt bine. Deci aici vorbim despre niște vibrații și despre nivele de percepție. Eu cred că ele există și cred că cineva le-a descoperit. Poate unele sunt de multe ori exagerate. Se vorbește despre tot felul de lucruri, dar, repet, nu sunt pentru toată lumea. Nu oricine se duce acolo, intră într-o nouă dimensiune. Și toate sau... se desfășoară la momentul potrivit. Noi încă nu suntem pregătiți să ducem aceste informații. În orice caz, pe mine să nu mă întreb. Eu cred că există aceste locuri. Dacă vreți să întoarcem la Bianca Drăgușanu. Da, și eu cred în extraterestri. Cred că mai deștepți ca noi, cred că ne iubesc. Dar sigur, noi avem baze extraterestre în România. Absolut. Sigur că deci da. Cred și, fost de și eu cred în minuni. De deci eu repet, fetelor, am spus, repet. Sigur. Deci mie mi s-a întâmplat o minune. Am pierdut două case, am primit un telefon după 10 ani de procese să vin că cineva vinde o casă, Hodorom Trong. Și în loc să stau la numărul 1, stau la numărul 7. Dar 10 ani au fost cumpliți, 10 ani am luptat pentru oameni, am dat case la alți oameni, fără să mă gândesc că Dumnezeu o să aibă grijă și de mine. Mi s-a întors. Și mi s-a da. Întors tot. Deci n-ați trebuit să credem și în coincidențe? Nu, asta e minune clar la mine, nu e coincidență. Fiecare simte cum simte. Da? Eu așa simt. Sunt foarte multe lucruri personale pe care n-ai cum să le spui cuiva, pentru că celălalt care n-a nu trecut să înțeleagă. Prin sentiment, nu e chestie de rațiune, știi? Tu trebuie să treci printr-o anumită stare, printr-un anumit feeling, să simți lucrul respectiv. Și atunci, pentru tine, ca om care ai trecut prin lucrurile alea, n-are cum să fie o coincidență. Dar dacă da. Cineva aude, tocmai asta spun, nu întotdeauna aceste lucruri pot fi rostite sau... Nu întotdeauna și vor fi foarte mulți și dacă știi o țară întreagă că într-un anumit loc este un portal, nu o să vină mâine nimeni să facă coada acolo, pentru că mulți ori să spună nu cred așa ceva. Așa ceva nu există. Da, sau fratele meu nu mai mergea, făcuse un atac cerebral și stâria picioarele, un om tânăr. Și tânăr, zic, la 50 de ani, tu care ai 25, o să spui trebuia să moară de mult. Doamne ferește. Nu, dar cunosc, cred că acea o baba aia, știi? Și s-a dus la Arsenie Boca cu soția și doi nepoți, dar doi plășcani. Da, și când a ajuns acolo, el s-a speriat și a zis, măi copii, eu vă aștept aici, nu pot să urc. Și ăia, cum unchiule să nu merg? Și l-au luat pe sus și l-au dus. Dar e adevărat ce vă spun, nu e poveste. S-au dus sus, nu știu cât au stat dar acolo. Dar știu că a povestit și dumnealui. Și când s-a întors, a mers. Mă rog, nu perfect, dar a mers. Da, continuăm și cu alte exemple la fel de întărite și vorbim despre asta și după un scurt moment de publicitate, revenim imediat.